Tânărul de 21 de ani care a omorât cu sânge rece o fetiță de 7 ani din satul rece a fost condamnat la 23 de ani de închisoare cu executare. Decizia a fost luată astăzi de magistrații judecătorii Râșcani. S-a mai decis ca bărbatul să plătească familiei victimei 1,5 milioane de lei prejudiciu moral și 25 de mii de lei cheltuieli de judecată. Inculpatul este învinuit de omor săvârșit cu o deosebită cruzime. Crima s-a produs în luna august anului trecut după ce tânărul s-ar fi supărat pe copilă că face gălăgie. Acesta nu și-a recunoscut vinovăția. Sentința poate fi contestată în termen de 15 zile.